Oil să fac o presiune la roți și o să mai ies cu un băiat. Deci suntem cu CF Moto-ul meu. Mai sunt cu un băiat cu un Polaris Sportman 2000 și un Scrambler 2000. Sunt ale lui amândouă și conduce cineva. E ceva noroi în pădure, vedem dacă urcăm. Hai, ține-te de mine. Că e de urcat aici. Hai să vedem care cum urcă. Vine el cu scramblerul. Blană. Mamă. Hai, ține. Thank you.
urcat, aici scăpăm. Vii pe jos? Vii pe jos? Vii pe jos? Hai! Du-te, du-te, du-te! Da, du-te, du-te! Aici să urc. Eu n-am emoții. Nu e prima oară. Dar nu știam exact, pentru că s-a cam f*** aici drumul. De-aia am dat-o prima oară jos. Pentru că nu știam cum mai este. O să o iau pe Daniela. Pauză. Hai să vă arăt și priveliștea.
Poți să bagi un pic dreapta dacă vrei. E rău pe acolo. E rău pe acolo, e nebun. Poți să te ții de mine dacă vrei. E rău pe unde a coborât. Am intrat în pădure și o să coborâm spre casă, pe alt traseu. Suntem pe altă muche. Hai să ne oprim un pic să vedem dacă sunt toți aici în linie. Ne oprim puțin mai jos. Ne oprim aici. Îl lăsăm pe el primul. Urmărim un pic. Poate șmecher formenul ăsta din față. E ultimul model. Cu LED-urile alea, mamă, e șmecher rău. Deja s-a ars unul pe dreapta. Ori e mizerie, ori... Da, cred că e mizerie. Cred că e doar cu spatele, de pleacă așa, uite, pleacă foarte rău, stai să-i zicem. În greu 4x4. Așa, așa, că e ud. Mizerie pe stopul ăla. Hai să-i dăm și noi în greu, deși nu prea și are rostul, că mă coboară foarte, foarte încet și mă enervează. Uite. Deci am cauciucurile destul de tocite, vi le-am arătat în clipul trecut. Și deci, mamă, îmi place rău CF Moto ăsta, că chiar nu, uite cum stă, deci o să-i pun cauciucuri noi. E că peste vreo lună jumate a spus prietena mea că îmi face cadou de ziua mea. Eu sunt sărac și n-am bani de cauciucuri. Deci hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci nu pleacă, uite, deci nu pleacă, deci... Dacă aveam un motor de... Să vedem, CF Moto la 2000. Poate fac și eu 10.000 de abonați. Câștig niște bănuți. Să-mi iau un CF Moto 2000. Vedem. E un pic de coborâre pe aici. Nu exagerat, dar este. Mai avem câteva curbe. Da, deci cu... A activat și EDC-ul la Polaris și coboară super șmecher. Fără EDC am văzut că patinează. Patinează destul de mult, am văzut. Bine, omul merge și în siguranță, nu vrea să se forțeze, a zis. Plus că nu este ATV-ul lui. Și n-are chef să... Eu o să-l scot pe-al meu din greu, că deja mă enervează frâna asta de motor. E prea exagerată și mă enervează. Aha, hai să o lăsăm. Thank you.
să-i dăm la dreapta noi aici. Facem o depășire corespunzătoare. Să vă arăt și scramblerul din Clambolul. Să vi-l arăt din spate. E mult mai mișto. E mult mai mișto sportmenul din spate față de Dana. Aici a avut accident Tomiță, a intrat în copacul ăsta. O să vă las sus, să vă uitați un video. Coboară destul de tare și e mult mai fain din spate sportmenul. Dar mă rog, ia uitați, super fain. Facem coborârea asta faină pe aici. Ia. Ne oprim aici, hai să vedem și pe ei. Eu îl scot din greu, că v-am zis, deja mă enervează. Hai să vedem pe unde coboară. Bună. Bună, ce mai zici? Ia uite cum vine. Vine acum un Polaris Clambler 2000. Ia blana, coboară blana. Ia să vedem și sportmenul. A coborât și sportmenul fără nicio problemă. Sare noroiul. Stai în rog pe aici. Așa plană. Wow. Wow, 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 wow. Au uitat două tobe pe el. E fain și ăsta așa, mai sportiv. Prin dreapta, dacă nu ne întoarcem. Auzi? El se bagă. Deci se bagă. Mamă, mamă, cum a ieșit. Hai să ne băgăm și noi, ce să faci? Dacă e ok să ne băgăm și noi, dar... Dacă s-a băgat el, ne băgăm și noi. Încercăm un cesc, hai dăm plana. A, e bine. Da, trage ăsta. Wow, cum ies. Thank you.
Paul? Nu, dă-i în spate! Dă-i în spate și vină pe... Dacă vrei să te noroiești, bagă-te puțin mai stânga. Nu, dă-i în spate, dă-i în spate! Dă-i în spate! Du-te, du-te, du-te în spate și vină mult stânga! Mai, du-te și vină pe acolo, dacă vrei să-l noroiești. Mai în spate, mai! Și vină mult mai încolo! Vină pe marginea aia! Și dă-i! Dă-i, așa, dă-i! Sper că v-a plăcut acest video. Aștept și un like, un share. Cum v-am zis, un like, un share și o să mai fac video de genul ăsta. Mi-am luat și jante noi, după cum se vede, și mai late. Uitați și hai de pa!